Vă salut în minunatul nume al Domnului Iisus. Mă simt atât de binecuvântat că pot și astăzi să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Astăzi aș vrea să ne uităm puțin la un verset din Sfânta Scriptură care se găsește în Faptele Apostolilor 4:31. Ce îmi place la acest verset este că reprezintă cel mai bine cartea Faptele Apostolilor. Așa că dacă ar trebui să aleg un singur verset care să explice cel mai bine tema acestei cărți, acesta ar fi. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. S-au rugat, locul s-a cutremurat, iar ei s-au umplut cu Duhul Sfânt și au predicat Evanghelia cu mare îndrăzneală și curaj. Acesta a fost modelul lucrării bisericii primare în Cartea Fapte. Și apropo, acesta este și modelul lucrării unei biserici care experimentează trezirea. E bine, există acest model al rugăciunii care duce la trezire, care la rândul ei duce la evangelizare și tocmai lucrul acesta se poate observa la versetul pe care tocmai l-am amintit. Însă nu trebuie să uităm că Dumnezeu a lucrat în felul acesta pe parcursul întregii sale istorii. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Acum aflu din nou la Colegiul Louisiana, pentru că locul acesta are un loc special în inima mea. Când eram boboc la facultate și abia mă întorsesem la Dumnezeu, mă întâlneam cu colegii mei la rugăciune în camerele noastre din cămin. Nu voi uita niciodată acele întâlniri de rugăciune. Ne rugam pentru școală, pentru prietenii noștri și pentru viitorul nostru în general. Și mi-aduc și acum aminte cum Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și am ajuns să predic Evanghelia în țările comuniste din Europa de Est. De fapt, modelul rugăciunii a fost și modelul lucrării mele spirituale. Rugăciunea a stat la baza tot ce am făcut anii aceștia. Atunci când am ajuns pentru prima oară în România, am descoperit ceva ce m-a dat cu totul peste cap. Am mers la o biserică ce se afla în mijlocul unei treziri spirituale. Cu o oră înainte de începerea serviciului divin, clădirea bisericii era arhiplină. Și când spun că era arhiplină, vorbesc serios. Iar oamenii aceștia nu se aflau acolo ca să prindă un loc liber, ci erau acolo mai devreme cu o oră de începerea serviciului divin ca să se roage. Rugăciunea era prioritatea acelei biserici. Și probabil o să vorbim puțin mai târziu despre ce s-a întâmplat în România în acea perioadă. Dar atunci a avut loc una din cele mai mari treziri spirituale din istoria României. De fapt, dacă tot mă aflu aici, într-un campus studențesc creștin, vreau să vă spun că singura universitate creștină acreditată din Europa se află în România. Iar această universitate s-a născut în urma acelei biserici rugative. Vedeți, dacă trezirea este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune, atunci evangelizarea este răspunsul creștinilor la trezire, iar ucenicizarea este primul mugure al evangelizării. Dar până la urmă totul începe cu rugăciune. De aceea în această primă parte a învățăturii despre ucenicizare pe care o împărtășesc cu voi, aș vrea să subliniez necesitatea de a deveni un om al rugăciunii. Aceasta a fost prima lecție majoră pe care am învățat-o chiar aici la Colegiul Louisiana. Atunci când ne-am strâns la rugăciune împreună cu ceilalți colegi din facultate, Dumnezeu a lucrat în chip minunat și mi-a încredințat lucrarea de a ajunge cu Evanghelia în cele mai grele locuri din lume. Ce ar fi să cauți un loc liniștit și să te rogi Domnului? În același fel, adună-te împreună cu prietenii tăi și începe să cauți fața Domnului. Roagă-te pentru prietenii tăi și pentru țara și biserica ta. Apoi vei vedea cum Dumnezeu va lucra. Rugăciunea va aduce trezirea. Trezirea va duce la evangelizare. Iar evangelizarea va produce ucenici ai Domnului Iisus Hristos.